Bună ziua tuturor, sunt Arotela, cu o etalare specială pentru cei care sunt singuri și așteaptă pe cineva în viața lor. Sunt foarte curioasă ce cărți o să apară. Și cred că e prima etalare pe care o fac special pentru cei singuri. Nu știu cum o să fie. O să văd pe moment cum întreb cărțile și ce cărți o să folosesc. Mi-am pregătit deja mai multe seturi de cărți. Dar ca să nu treacă timpul prea mult, înainte de a începe etalarea, vreau să vă mulțumesc tuturor, din suflet. Vă mulțumesc că vă abonați continuu acestui canal, că mă susțineți, măcar cu comentarii pozitive. Și în cazul în care eu nu am timp să vă răspund tuturor, vă rog frumos să mă înțelegeți că am și eu problemele mele. Dacă întârzi cu etalările, tot din cauza unor probleme, întârzi, nu că aș avea ceva cu voi. Și dacă vă mai uitați așa, în stânga-dreapta, ce comentează unii alții, susțineți-vă unii pe alții că de-aia v-ați întâlnit aici, de-aia ați intrat în acest spațiu. Și repet, dacă eu nu pot să vă ofer cuvinte de încurajare, oferiți-vă unul altuia. E minunat să văd că totuși unii chiar simțiți empatie față de ceilalți și le mai transmiteți câte ceva din experiențele voastre. Dar aș vrea să evitați genul de comentarii negative. Vai, că nu știu ce combinație, nu se poate sau doar pentru că voi ați experimentat ceva negativ cu o zodie, e clar că nu se poate generaliza, da? Să trecem peste genul ăsta de atitudine și să oferim ajutor practic, nu energie negativă. În fine, haideți să vedem. Ce o să vină în viața voastră pentru cei care sunteți singuri? Vedem. În primul rând am pregătit aici trei variante. Ei, ia, steluță, steluță, da? N-am unde să o pun decât așa. Ia uite cum pică. Deci o steluță. Așa. Este 1, 2 și 3. Da? Bănuiesc că vă puteți pune pauză. Eu n-am rost să stau mai mult. Vă puneți pauză, vă uitați și vedem. Deci am zis că începem cu steluța. Nu, cu floricica. Floricica roz, care are și o buburuză. Poate vă și căsătoriți. Țan, țan, țan. E un potențial. Acum l-am simțit. E un potențial, da. Și pentru că floricica, ia să ne uităm. Noi ce mai spune floricica? Asta poate să fie. Floricica are în mijloc. Rozul, evident că e o energie foarte dulce. Sunt foarte curioasă cum vor apare și cărțile. O energie foarte, foarte dulce. E o energie primăvăratică, dar în centru aveți culoarea asta, mov, și mă gândesc că e totuși o legătură spirituală, de orice natură ar fi, că poate să fie de dragoste, că poate să fie de prietenie sau profesională pentru unii dintre voi, rămâne de văzut. Însă, dacă va fi o legătură de dragoste, pentru că e această boboroză, vedeți? Zic eu că e potențial, cu potențial de lungă durată. Haideți să vedem ce arată cărțile. Cum ar trebui să arate persoana respectivă, numărul 1. Numărul 1. Cum ar trebui să arate? Așa, câteva indicii. Noi acum ne jucăm un pic. Din joacă s-ar putea să găsi și ceva adevăruri. Ok, asta vreau să fac. Oh, semn de apă. Semn de apă. Este noua de apă. Wow, e una din cărțile mele preferate din acest set de cărți. Vedeți? E superbă. Deci, semn de apă. Teoretic ar trebui să fie o femeie, dar evident că pentru doamne poate să fie și un bărbat, dar cu niște calități speciale, o persoană foarte empatică. La capătul setului de cărți, ce aveți? Wow! Numărul 1. Child. Child. Și
Și aceasta are o energie așa de pură, posibil că persoana, bărbat, femeie, de... Ia uite, iar mov, da? Ca în centru, ce frumos, ce frumos. Și am fiori, da? Aceeași nuanță, da? Ah, persoana e spirituală, persoana are un grad de inocență, nu contează vârsta, pe care a reușit să și-l păstreze în pofida greutăților și afară de inocența asta... Ambele cărți îmi confirmă, mama, healing, e într-un proces de vindecare sau voi sunteți într-un proces de vindecare când întâlniți această persoană. Are așa niște calități mai feciorelnice, mai timide, probabil. La capătul setului de cărți, după fecioară, văd regele de monede pentru unii dintre voi. Nu știu ce zodie sunteți, că puteți fi orice zodie. Poate voi sunteți semne de apă și atrageți ceva de genul ăsta. Poate sunteți semn de pământ. Da? Că apare regele de monede și în spate intuiție. Fuf, ce cărți! Probabil intuitiv, repet, nu contează ce energie reprezentați, sunteți mai pământeni și atrageți o energie foarte hidratantă, foarte emoliantă. O energie care, pe de-o parte, vă vindecă și pe voi și pe ei. Cred că vindecarea asta ține de amândouă persoanele. Interesant. Oricum, posibil, unul este foarte conectat la natură, la unul dintre voi. Acum nu vorbesc de persoană, vorbesc despre unul dintre voi. Poate să fie chiar persoana aceasta, puteți să fiți chiar voi, la șarpe, noțiunea de șarpe. Șarpele să însemne ceva pentru unul dintre voi. Dar știm bine că, da, este și legat de cartea aceasta a vindecării, șarpele care îl regăsim pe cupa, da? Aceea ca și simbol al farmaciei, care aduce transformare, trezire spirituală, kundalini, dacă ajungeți până acolo. Revenind la persoană, persoana, în general, teoretic ar trebui să fie o doamnă, domnișoară, care, pe lângă faptul că e o persoană emoțională, inocentă, spirituală, am zis și cu niște calități și de vindecător, poate și persoana în sine e vindecător, poate și voi sunteți, da, persoana mai feciorelnică și totuși unul dintre voi, da, uite, fecioara și cu regele de monede, unul e mai, totuși mai puternic. De o combinație faină, masculin și feminin, vă completați bine din punctul ăsta de vedere. Persoana aceasta simt eu că este foarte protejată. Sau atrage, nu știu, pur și simplu, poate, nu știu cum să zic, asta vreau să zic, că poate în preajma voastră se declanșează ceva între voi doi și încep și apar niște binecuvântări. Protecții divine. Ambele cărți, după cum vedeți, arată o copleșire și cu abundență și cu bucurii și cu emoții. Poate vă emoționează persoana în sine, poate și persoana se emoționează în preajma voastră. Variază. Măi, dacă am mai vorbit. Deci, această carte a apărut. Să le pun în ordine. Urmează numărul 2. Hai să mai dăm. Iar apare, iată, e similar. Unul dintre voi este mai singuratic sau a început, cel puțin unul dintre voi, dacă nu amândoi, o călătorie spirituală de creștere, da? Eremitul. Cel puțin unul dintre voi este deja în căutarea luminii și al luminii interioare, în special, da? Și a stelei, că și eremitul și faetonul caută steaua destinul, da? Numărul 1. Încă o... Iup! Așa vreau să apară două. Interesant. Două cărți. 4 de cupe și împăratul. Împăratul, semnul berbecului sau al taurului, așa zic unii, dar poate să fie și balanță, poate să fie orice alt semn. Împăratul este o persoană autoritară, încrezătoare, că sunteți voi. Posibil. Posibil să fiți voi. Posibil să fiți voi, pentru că dacă această carte și cele pe care le-am descris mai devreme reprezintă persoana care vă vine în viață, poate să fie o asistentă.
poate să fie un coleg, o colegă la locul de muncă. Nu vorbesc de relație, am zis că există potențial pentru unii, da? Există potențial, dar am zis cineva apare în viață, da? Cred că voi sunteți mai degrabă aici, în această poziție de autoritate, poate mai fixiști, că așa este împăratul, pentru că apare și regele de monede. Aha, interesant, regele de monede, sunt foarte asemănători, da? Și poate că și voi ați trecut prin niște triouri, ați fost înșelați și sunteți așa, cineva, universul vă face această ofertă și vă copleșește emoțional și pe voi și pe ei, dar cel puțin unul din voi stați un pic mai mult pe gânduri. Care o fi acela? Am zis, variază totuși etalare colectivă, 4 de cupe. Încă stă și se gândește, nu-s pregătită să intru într-o relație. Sunt eu singur sau singură, dar mai mă gândesc. Așa că e așa o... Și, 4 și 4. Poate asta să vă spună ceva, 4 și 4. 4 ține de aprilie, 4 e o energie stabilă, poate sunteți încăpățânați, unii dintre voi. Posibil și ei să fie încăpățânați, că în general atragem oameni care au cel puțin și câteva calități și câteva defecte, din cele pe care le avem noi. Și dacă voi sunteți încăpățânați și ei sunt într-un fel, posibil și ei. A, interesant ce mesaj vine acum. Dacă ei sunt aici, că e semn de apă, interesant, semn de apă, da? Dacă ei sunt aici, posibil că și ei au trecut prin niște triouri, prin niște situații și oferta aceasta, întâlnirea cu voi, încă îi pune pe gânduri pentru că lasă în spate, înțeles, o persoană foarte fixistă, foarte autoritară, foarte dominatoare. Și se gândesc nu cumva să fiți și voi la fel, pentru că apare totuși regele de monede. Și în anumite momente semănați, în anumite momente nu semănați cu ex-ul lor. Și atunci își iau timp ca să înțeleagă situația din punct de vedere emoțional. Da. Să nu vorbesc prea mult, că trebuie să fac și celelalte cărți. Ia uite, 8 de cupe. Cel puțin unul dintre voi lasă în urmă niște cupe goale, cupe cu peline, zic eu. Ce frumos! Băi, dacă e vorba de amândoi, vă doresc. Ia uite, am zis că e cu potențial de căsătorie. He-he. Buburuza, ia uite aici, 10 de cupe, da? Bănuiesc că e vorba de voi, da? Lăsați în urmă relații anoste, sau relații în care poate ei au fost controlați la maximum, da, de cineva și până la urmă în timp, asta e similar cu 9, da, e de fapt 9 de apă, da, 8, ce mișto, și vorbește așa mai copilărește, 8, 9, de la 4 persoana respectivă, 4, 4, iar 4, 4, 8, transformare emoțională, interesant, așa, 8, da. Uite ce mișto, ce fain, de la 4, 4 și cu 4, 8. Și acum apare 8 de cupe, 9, faină corelația. Așa și 8 merge către 10, jump, direct la fericire, de la supărare, de la dezamăgire, direct la fericire. Wow, ia, mai buburuza, trebuie să fie și pe aici dacă stau să mă uit prin, trebuie să fie undeva. Nu e buburuza, e libelulă, da? Căsătorie, posibil. Sau dacă nu neapărat căsătorie, poate să fie o relație de lungă durată, frumoasă, da? Și lăsați în urmă niște minciuni. Bănuiesc că amândoi, cineva semn de aer, care a fugit în secret cu cineva la drum, le lăsați în urmă. Gata. Deci asta era la capătul setului. Au apărut acestea două. Ce să mai iau? Am vorbit mult. Ia să vedem cât am vorbit. Că nu știu, n-aș vrea să se mai întrerupă. 14. Încă un pic, un mesaj. Hai să vedem un mesaj. Pentru cei singuri, de la numărul 1, care a ales Florițica.
Hai să vedem. Poate. Ah, ce frumos! Concentrați-vă pe dragoste și apreciați pe cei pe care iubiți. Și dacă e cineva așa foarte sentimental, emoțional, că există totuși acest împărat, acest rege de monede, această energie care protejează, care protejează, ține așa la suflet, da? Și are o chestie de binecuvântare, de hrană spirituală, emoțională, vedeți? Cum picură emoțiile, protejați, ca să face, și împăratul, varianta lui pozitivă a împăratului, este să protejeze, să asigure stabilitate. Și concentrați-vă pe dragoste, pe ceea ce este bun din voi, din cei care vin. Cam atât este pentru numărul 1. Vă pup! Ne vedem la etalările viitoare. Continui cu numărul 2. Pauză. Ok, pentru cei care ați ales steluța, ați ales steluța. Steluța reprezintă ce? În tarot reprezintă steaua, înseamnă credință, vindecare, înseamnă destinul vostru, pentru că e roșie, e de foc, e pasională, e persoană pasională sau poate sunteți și voi, dar cum am zis la numărul 1, o parte din noi atrage, sau cei pe care atragem au întotdeauna ceva din noi. Plus sau minus, negativ sau pozitiv. Din acest motiv trebuie să ne concentrăm pe părțile noastre bune ca să atragem și oameni care le reprezintă. 5. 5 înseamnă schimbare. Și pentru că schimbarea aceasta întotdeauna mă duce cu gândul la casa 5-a, a creativității, casa leului, poate și un pic egotică persoana sau voi. Sau voi, da? 5 înseamnă... Poate este și populară. Posibil. Persoana să fie foarte populară sau voi, sau împreună să deveniți populari. Ia să vedem cum arată. Ia să vedem. Carte. Wow! Pentru numărul 2. Cine are steluța? Așa, cam cum trebuie să arate? Cum arată persoana cu care se întâlnește? Cei care au azi? Cei care au... Oh, mă, de ce sărit? Wow! Am zis că e semn de foc? Masculin și feminin. Da? Foc, da? Iaca. Și la fel de sclipitoare, da? Persoană focoasă. Ideea este că e un pic în dezechilibru. Posibil să manifeste mai mult latura feminină sau mai mult latura masculină, da? A acestei energii. Pentru că e invers. Acum, ce înseamnă asta? Poate să varieze. Dacă sunt bărbat, să fie cam încrezători, cam egocentrici, cum am zis mai devreme. Oricum ar fi bărbați, femei, sunt seducători, sunt atractivi pentru sexul opus, deci aveți competiție, aveți de luptat pentru ei. Poate unii dintre ei să aibă ochii verzi sau albaștri. Ia să ne uităm mai bine. Verzi sau albaștri, că e un turcoaz. Da, există... Există această tendință, un pic mai... Îi place să atragă atenția persoana în cauză. De-aia a apărut cartea în dezechilibru, că dacă ar fi în echilibru, ar fi ok, dar încă mai are de lucru. Poate învățați voi, depinde în ce stadiu sunteți. Oricum e o energie frumoasă, posibil să fie creativi, discul ăsta mă duce, poate unora le place să cânte, sau să asculte muzică, pentru că ține de creativitate, sau se manifeste prin muzică într-un fel creativ. Oricum au viziune în zona asta, la capătul setului de cărți. Ia, e interesant. Tot un soi de valet. Posibil că voi, unul din voi, este nu neapărat semn de pământ. Unul din voi trebuie să echilibreze cerul și pământul, adică latura pământeană, heaven and earth, da?
latura pământeană cu latura spirituală, unul din voi. Poate că voi sunteți mai spirituali și trebuie să vă echilibrați, da, latura pământeană în relație cu acest personaj, da? Personaj foarte pasional și dacă voi sunteți spiritual, îi ajutați să nu mai fie atât de încrezuți unii dintre ei, așa, mică tendință de a fi mai încrezător, prea încrezător în ei. Ia-o-te în spate, da, nu tot așa, e mai spiritual, e mai inocent și totuși foarte pasional, 8 de foc iară, 8 de foc. Posibil că situația vine într-un mod neprevăzut, pe aripi de vânt. Ah, ce chestie! Știți melodia Adeliei, pe aripi de vânt? Iată ce mesaj! Ia ascultați-o, că e foarte faină, mi-a plăcea foarte mult. Pe aripi de vânt. Posibil că vă întâlniți pe internet după o perioadă de singurătate, 5 de monede, izolare. Unul este mai singuratic și a ales drumul. Da, cred că unul este deja așa, nu e mai evoluat și trebuie să-l crească un pic pe celălalt. Haideți să vedem ce alte mesaje mai aveți. Pe aripi de vânt. Wow, deja în fiori. Da, frumos, frumos. Numărul 2, steluță. Cine are steluță? Mai câteva date despre... Opa, așa, opa, așa. 8 de bâte, mai, da? 8 de foc. Confirmare, pe aripi de vânt. Mă arunc. Comunicați la distanță. Comunicați la distanță, pasional. E posibil, iar, am zis, cineva e așa mai flamboyant, îi place să iasă în evidență sau, într-adevăr, iese în evidență într-un fel sau altul. E populară persoana, măcar în grupul său de prieteni, în cartier, dacă nu chiar mai mult. Poate să lucreze în public. Nu știu de ce, acum, poate îmi spuneți voi. Am senzația că... Ori dansează în public, știți, dansatoarele acelea de la cabaret care poartă pene, ori dansează, ori îi place, ori e atrasă de chestia asta, de dansul acesta, de spectacolul acesta foarte dramatice. Sau dacă nu neapărat dansează, că vă dați seama că acest mesaj e pentru foarte puțin. Poate că vă întâlniți, da, v-ați întâlnit la un spectacol, poate dacă e artist, artistă, creează spectacol într-un fel sau altul. E un mesaj, v-am zis, mai select pentru câțiva dintre voi. Dar, repet, unul dintre voi este mai spiritual, mai inocent sau îi place o viață mai... mai departe de lumina reflectoarelor. Că așa mi se pare această carte. Unul dintre voi. Posibil acest copil să sugereze și faptul că ei sunt mai inocenți la capitolul spiritualitate, cum am zis mai devreme, că de-aia a apărut și cartea invers. Oricum, 8 de bâte, am zis, mesaje la distanță, pasionale, diferite subiecte, într-un timp scurt, vorbiți mult, mult, mult. Și ce să faceți acum? Ziceți-mi și mie, că și eu la fel. Nici nu mă așteptam să vorbesc așa de mult. La capătul setului de cărți, ce aveți? 5 de cupe. Lăsați în urmă unul dintre voi, poate chiar amândoi, niște supărări, regrete. Și o lasă la zero, ce frumos. Lăsați în urmă ceva ce nu doar nu v-a bucurat, chiar v-a rănit, ați pierdut unii dintre voi, persoană dragă sau situații neplăcute. Și o lasă la zero. Uh-huh. Blocați eventual pe cineva. Un trio, ia uite, 2 de spade, trio, blocați, asta ține de un trecut. Tăcere. Și apare într-un mod neașteptat turnul, balanță,
Justiție pentru unii. A, nu, justiția, cred că. Da, se face justiție într-o problemă care ține de rană sufletească, de dezamăgiri. Cu acest cavaler de cupe. Am înțeles. Deci, asta este justiția care se face. Acest personaj care vine și vă instigă într-un fel, vă atrage atenția și vouă și altora. Eu așa simt să citesc cărțile. Hai totu să mai tragem o carte, a venit doar una. Ia să vedem. Hai, mai dați-mi. Ok. Asul de monede. Asul de monede. Poate să fie la locul de muncă. Poate e o ofertă, pur și simplu, dacă nu e persoană, dar am zis totuși de persoană. Poate să fie o ofertă sau situația în sine să vină și cu o ofertă, să fie legată de o ofertă financiară, de un job nou, ați fost la un curs, în fine. Eventual, ia uite că a apărut și aici, pământ, da? Foc și pământ, o combinație, foc și pământ. Da? Foc, interesant, și pământ. Da. Posibil să vă gândiți să începeți o relație împreună. Posibil să vă gândiți să începeți o relație, că asta înseamnă asul de monede. Oricum, unul dintre voi am zis, e foarte vesel și poate vă ajută să vă scoată din starea aceasta de supărare. Hai să vedem niște mesaje de la îngerii. Asul de. Mesaje de la înger pentru numărul 2. Sper să nu fiu întreruptă, că așa se întâmplă aici. Așa se întâmplă, vecinii vorbesc, își fac de lucru. Asta e. Wow. Mesaje de la înger pentru. Ia să facem așa. Pac. Iar a apărut ca la numărul 1, dar altfel. Deci, apreciați-i pe cei pe care iubiți și alegeți dragostea. Alegeți dragostea, da? Pentru că, ia să nu uit eu, dragostea trebuie să fie înaintea tuturor alegerilor pe care le facem în viață. Întotdeauna ai de ales. Fă-ți alegerile din dragoste. Asta e. Fă-ți alegerile din dragoste. 21 și numărul 10. 21, numărul 10. Alegeți dragostea. Și aveți credință. Am vorbit de credință un pic mai devreme, dar unul dintre voi e un pic mai evoluat spiritual și poate prin credință, prin rugăciuni, a tras într-un fel această schimbare. Da. Și în continuare ce aveți? Și numărul 1 a avut, dar altă combinație. Apreciați pe cei care vă iubesc, protejați-i, chiar dacă e o persoană un pic mai inocentă sau mai nu la fel de evoluată ca voi, protejați-i și ajutați-i să crească. Hrăniți-i emoțional și spiritual, ca să crească. Iubește ceea ce ești. Iubește ceea ce ești. Probabil că totuși sunteți diferiți. Foc și pământ. Unul e mai stabil, unul e mai terestru, mai practic, altul e mai creativ, mai frufru. Așa simt, frufru, pentru că mi-aduc aminte de penele alea din cap. Oricum, ascultați melodia pe aripi de vânt. Vă pup! Vă doresc dragoste, pace și eu trec la următorul număr. Pa! Ok, numărul 3. Cei care ați ales această dansatoare, da? Vedeți? E frumoșică. Cred că, am spus mai devreme, și voi aveți niște calități de genul ăsta, chiar neexploatate, și atrageți în persoana care vine. Ce anume atrageți? Atrageți frumusețe, atrageți armonie, atrageți eleganță. Persoana care vine, persoana elegantă, care place să se îmbrace bine. Pasională, avem roșu, aveți roșu. Tradițională, că sunt elemente tradiționale, poate pentru unii să fie și semn de pământ, nu neapărat semn de pământ, să fie semn fix. O persoană matură în gândire, trecută prin viață și totuși tradițională. Am zis atrage atenția? Nu. Dacă n-am zis, zic acum, atrage atenția prin felul de a fi. Simt că e venusiană, dintr-un punct de vedere, are calități artistice, în cazul în care și voi aveți persoana în cauzare, într-o formă sau alta, ori persoana nu le are exploatate, ori voi nu le aveți. Eu zic că amândoi vă reflectați într-un fel sau altul.
se întreține bine, că e ca o dansatoare, dar dansatoarele au grijă de corp, are grijă de corpul său, bărbat sau femeie, nu contează, posibil să-i placă să și danseze sau măcar să se uite la dans. Dans, muzică, am zis, haine de calitate, îi place să iasă în evidență, dar cu stil, cu stil. Hai să vedem câteva date. Cam cum arată persoana respectivă. Wow! Interesant. Interesant. N-ai fi zis, nu? A apărut trei cărți? Interesant, vedeți? Vedem ce alte cărți apare. Apare înțelepciune. Și apare un trei de aer. Un trei de aer, dar în cărțile astea nu înseamnă trei de aer, nu e trei de spade, este cu totul altceva. Seamănă mai mult a Harry Potter. Persoana, cred că aveți marcaj pe nodul nord, nodul sud, unul dintre voi. Văd aici un dragon. Are abundență în preajmă, probabil că de-aia își permite să se îmbrace bine sau atrage într-un fel sau altul abundența. Pentru unii poate să fie persoană brunetă. Ori, dacă e doamnă, poate să fie o persoană brunetă. Sau blond. Sau blond. În fine. Așa au vrut să pară. Înseamnă că nu o să mai trag din celelalte. Mai, mai, mai. Persoana în sine apare foarte... Apare roșu, da? Am zis, apare roșu. Au venit patru cărți. Nu pot să nu le citesc. Apare roșu. Ca și în această imagine. Dar am zis că deși arată într-un anume fel, persoana poate să pară tradițională. Poate să fie tradițională. Și cu alte cuvinte să fie mai profundă decât pare în aparență. A apărut masculin și feminin, cum a apărut și la numărul 2, dar în alt context, mult mai complex și în poziție normală. Se echilibrează. Dacă este bărbat, își echilibrează elementele feminine și masculine foarte bine. Adică are grijă de el, da? Are grijă de intuiția sa, lucrează. Oh, da, e o persoană care lucrează. Ia uitați cum este. Pe de o parte, are de ales între două persoane sau e într-un moment de, să zic, răscruce, că sunt aici două femei, amândouă pasionale. Posibil să fie exa sau exul foarte pasional și voi să fiți la fel și să fie pus în situația de a alege între două. Mai simt și altceva. Că persoana respectivă, afară de faptul că are totuși un ex o exă pasională care s-ar putea să mai încerce pe lângă și să pună persoana voastră în situația de a alege tot timpul, de a decide între două, bărbat-femeie nu contează. Posibil și aceste două personaje, ambele pasionale, să reprezinte două laturi ale aceleiași persoane. O latură spirituală și o latură, să zic, mai practică, terestră, pasională, da? Îi place să arate bine, am zis mai devreme, să se exprime pasional, creativ, pentru că pentru mine asta e o carte foarte creativă, prin muzică, prin dans, iar într-un fel sau altul are așa un stil, spectacol. Se întâmplă un spectacol în jurul persoanei când iese în public. Și totuși, în particular, deci, aha, am înțeles, asta e imaginea publică. Și în particular, să caute înțelepciunea. Acum nu știm exact dacă înțelepciunea a ajuns, pentru că persoana deocamdată se bucură de o abundență. Simt eu mai mult terestră. Probabil că acum este într-o perioadă în care învață, învață, poate practică și niște chestii care țin de magie, de manifestare.
dar e în faza de învățăcel. Poate că voi sunteți aici înțelepții și îi luminați într-un fel sau altul, sau dacă nu sunteți voi, caută înțelepciunea și dacă voi vă simțiți înțelepți, înseamnă că ați venit în preajma lor cu un scop. Cu un scop. 6 de cupe. Posibil o relație dintr-o altă viață sau din copilărie pentru unii dintre voi. Persoana are atracție și către întuneric, către lucruri oculte, către cranii. Văd aici un craniu, către lumânări, ritualuri, noaptea. Deși, am zis în public, e foc. Toată lumea se uită în jurul persoanei, e atrasă de el, de ea, într-un fel sau altul. Și n-are cum că arată bine și se îmbracă bine și are abundență, adică își permite. Ha, interesant. Cavalerul de cupe și nouă de pământ. Pentru unii poate să fie semn de foc, de pământ, iar pământ cu intuiție, interesant. Marca și de aer, dar foarte puțin aer. Poate că e mercurul lor care caută, da, această carte îmi sugerează mai mult a mercur care vrea să studieze. Ha, interesant. Mercur cu soare. Iar apare regele de monede, am zis, pentru unii poate să fie și semn de pământ. În fine, asta mai puțin contează. Ochii verzi sau albaștri. Unu, măcar unul dintre voi este brunet, da? Brunet, brunetă. Poate unuia dintre voi vă place să mai puneți mov prin păr, cum îmi place și mie. Ah, ce frumos, două suflete, mai. Sufletul vostru pereche, un suflet pereche. Că e apă, că e orice alt semn, nu contează. Nu ne gândim acum la zodie, un suflet pereche cu care comunicați foarte bine și am văzut mai devreme și 6 de cupe dintr-o altă viață. Spânzuratul, după o perioadă de amânări, posibil la distanță, face sacrificii în această relație. Împăratul, am zis, atrage atenția. Posibil e un împărat într-un fel sau altul, sau un mic împărățeal sau împărăteasă, dar lucrează, își lucrează foarte mult latura spirituală, în tăcere, în liniște, în liniște, și posibil că de-aia apare și 2 de cupe. Să creșteți împreună, că ia uite, aici este un soare între ei, să creșteți împreună, să vă completați. Interesant. Ia interesant, a zis unui brunet, altui blond, da? Sau unui mai brunet decât celălalt și altul o leacă mai șaten deschis, da? Acum că doamnele își colorează părul, e partea a doua, dar zic de la natură. De la natură, e unul o leacă mai brunet. Mesaj de la îngeri. Pentru unele, foarte puține, nu știu câți de genul ăsta ascultă canalul meu, pot să fie relație între două femei. Sau între doi bărbați. Simt că e mai mult între două femei, că mi-apar de două ori două femei. Dar nu știu dacă am... Ia, uite ce frumos. Nu știu dacă am prea mulți din această zonă abonați. Întoarceți-vă inima către lumină. Asta face persoana respectivă. Și dragostea îndură. Posibil această legătură vă va învăța despre dragoste foarte mult. Posibil că și ei au învățat și voi ați învățat separat și în această legătură o să experimentați o călătorie de lungă durată, o prietenie de lungă durată. Că asta e și cartea prietenilor. Am zis că nu e obligatoriu să fie o chestie sexuală între voi, dar dacă va fi, va fi. Deocamdată eu simt că e mai mult o prietenie cu potențial, în fine, pentru creștere spirituală. Da? Întoarceți privirea. Ah, nouă dragoste. Din prietenie ajungeți la dragoste. Dar întoarceți-vă inima către lumină. Cum face și persoana, nu către lumina asta exterioară, către aparențe, persoana caută lumina interioară, lumina spirituală. Și separat și în relație cu voi. Așa simt, mă, mami, și așa vă zic. Și așa vă zic, o persoană generoasă, intuitivă, ia uite, generoasă
generoasă, bună, intuitivă, lucrează. Da, de aia zic, nu, să nu ne luăm niciodată după aparențe, că da, vezi persoane arătoase, dar nu înseamnă că sunt superficiale toate. Trebuie să le dai timp să comunice. Să comunice. Și dacă o perioadă lucrurile nu merg pentru că stagnează, da, din cauza acestei izolări, posibil unii dintre voi sunteți la distanță, în timp, wow, ce frumos, în timp, wow, și drăgostiții, să găsiți stabilitate, că asta e împăratul, să găsiți stabilitate în această dragoste. Și dacă inițial, băi, ce frumos, ce frumos, dacă inițial apare prietenie, da, prietenie, mai încolo creșteți și ajungeți la dragoste și aici la fel, uite, dragostea îndură și întoarceți-vă, ai, ce frumos, întoarceți-vă inima către lumină, ei sau voi sau poate separat vă întoarceți, vă întâlniți unul cu celălalt și aveți parte de această nouă dragoste. Am zis, prietenia se transformă în dragoste, legătură spirituală, dragii mei, am zis, de spiritualitate, ce frumos, scrieți-mi. Cam asta e talarea pentru cei în general singuri sau care sunt curioși ce poate să apară în viața voastră. V-am zis, dacă nu-i dragoste, poate să fie prietenie sau relație la job, care în timp să se transforme. Sunt multiple variante. Fiți mai flexibil, fiți mai adaptabil. Cam aceasta e talarea. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, protecție divină. Pa și vă mulțumesc că sunteți alături de mine și vă abonați și susțineți acest canal.